Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un paradox românesc. Deși statul român oferă anual agricultorilor, legumicultorilor, zeci de milioane de euro pentru ca aceștia să cultive și să comercializeze tomate în România, importurile de tomate în țara noastră cresc de la an la an semnificativ, iar ultimele date arată că aceste importuri au depășit deja 100 de milioane de euro. Mai precis, România a importat din țările din afara Uniunii Europene în anul comercial octombrie 2022-septembrie 2023, tomate proaspete și procesate în valoare totală de 101.849.530 de euro. Asta este cea mai mare valoare a importurilor de tomate din ultimii 12 ani și poate chiar din toate timpurile, scrie publicația lanțulalimentar.ro. De altfel, în ultimul deceniu, valoarea importurilor de tomate în România a crescut cu peste 400%. De la 23 de milioane de euro în 2010-2011 la peste 100 de milioane în ultimul an. Și nu vă mai spun, adică nu o să dau acum toate valorile, că e un grafic, sunt toate datele există, dar valorile, plățile pe importuri nu mai urcă de la un an la altul. E o creștere continuă. Și a crescut semnificativ și cantitatea de tomate proaspete și procesate importate din afara Uniunii Europene, din țări care nu sunt membre ale Uniunii, majoritatea din Turcia, din China, aducem roșii din China, de la 40.000 de tone în 2010-2011 la peste 76.000 de tone anul acesta. Și ce vrei să ne spui? Că mâncăm foarte multe, suntem fierți pe roșii. Domnule, facem mai mult bulion. Iată, e foarte interesant fenomenul. Asta, repet, în condițiile în care statul român derulează de 6 ani deja, din 2017, așa numitul program Tomata, prin care se oferă subvenții, prime de minimis, așa se cheamă, legumicultorilor care produc roșii. Și bugetul ăsta a început cu vreo 30 de milioane de euro, subvenții, iar anul acesta, de pildă, bugetul programului Tomata a depășit 65 de milioane de euro. Scopul programului, unul dintre scopuri, este tocmai susținerea producției românești și descurajarea implicită a importurilor de roșii. Dar aparent ceva nu funcționează cum trebuie. Din moment ce, pe măsură ce crește subvenția pentru descurajarea importurilor, cresc și importurile. Deci efectul este exact invers decât ar trebui. Dar și noi mâncăm mai multe roșii. Așa zici? Da, noi suntem mai puțini în România, dar mâncăm din ce în ce mai multe roșii. Ceva e, mi se pare dubios. Foarte pe scurt, pentru cei care nu știu, programul acesta Tomata Românească înseamnă prime de minim, de minimis de 3.000 de euro pentru legumicultorii care cultivă roșii pe minimum 1.000 de metri pătrați de teren și care se angajează că produc și vând și comercializează pe această suprafață minimum 3.000 de kilograme. 3 kilograme pe metru pătrat, cam așa ar fi. Eu pot să spun că anul ăsta cred că a fost anul în care am mâncat cele mai proaste roșii din piața Obor. Ever. Adică a fost foarte greu, s-au găsit în perioade foarte scurte roșii bune și atunci a trebuit să caut asidu printre tarabe să găsesc roșii de-alea grase, dulci sau când au fost alea cu moți, cum li se zice. Da. Acrișoare la început tot așa au trecut foarte repede, deci ceva s-a întâmplat cu producția românească de roșii anul ăsta. E ciudat, nu? Adică, da. Pentru mulți români, revenind la programul Tomata, pentru mulți români, mai ales mici fermieri, 3.000 de euro reprezintă o sumă considerabilă. Ai 1.000 de metri pătrați de teren, te înscrii în program, primești 3.000 de euro, dacă produci și bine. Deci au tot interesul să facă ceva ca să o încaseze. Cum se plătesc banii? Fermierii înscriși în program trebuie verificați de funcționarii direcțiilor agricole județene. Aici simt că aici e o chestie. Da. Simt că aici se schimbă aici lucrurile. Aici ceva, da. Aici. Acum, eu nu spun că nu m-am dovedit. Nu pot să spun că acești funcționari nu-și fac treaba. Dar simți și tu. Sau sunt corupți. Sau că fermierii mint. Dar simți și tu. Nu pot să spun, nu pot să afirm, dar simți așa, și tu ceva. Ca un feeling. Da. Da. Și vreau să vă reamintesc o declarație de acum 2 ani a ministrului Agriculturii de la vremea respectivă, Adrian Oros, care spune așa, citez: programul Tomata, spunea dânsul în 2021, a fost fraudat masiv. Doar la un singur control, într-un singur județ, am găsit anul trecut 417 dosare fictive. Înmulțiți cu 3.000 de euro, cu 3.000 de chile și vedeți cam care este cantitatea fictivă raportată și plătită de statul român. Măricică. Într-un singur, adică într-un singur județ, dar descoperită la un singur control.
Și aici aș vrea să adaug și o declarație a actualului ministru al agriculturii, domnul Florin Barbu, care a spus zilele trecute că, din potrivă, programul Tomate e un succes, iar producția de roșii românești a crescut cu 20%. Foarte bine. Pe hârtie, presupun, a crescut, că se raportează vechea noastră poveste cu producția care crește la hectar pe hârtie. Ușor, ușor ne apropiem de ce făcea... Situația importurilor de roșii sugerează altceva. Adică, ori mănâncă românii de la an la an mult mai multe roșii, așa cum spune Luca, de zeci de milioane de euro ca valoare suplimentară, an pe an, ori importurile compensează dispariția roșiilor românești de pe piață, iar programul Automat este fraudat din ce în ce mai rău. Am primit și mesaje în timp real, ca de obicei, de la ascultătorii noștri. Uite, cineva ne scrie, noi suntem producători agricoli și anul ăsta nu am primit subvenția deloc. Iar altcineva ne povestește, zice, sunt din Matca, județul Galați, iar programul Tomata este într-adevăr un program fals. Ca să te încadrezi la program, trebuie să ai minimum 1000 de metri pătrați, ceea ce ai precizat și tu. Și mulți încasează chiar și de 10 ori pe aceeași suprafață. Se negociază cu comisia. Da, e ilegal, adică regulile nu permit asta. Adevărul este poate sugerat de o anchetă cu camera ascunsă făcută de postul RTV, care a arătat că un alt program pe bani publici, care ar trebui să încurajeze de data asta producția de usturoi românesc, este la rândul lui fraudat masiv. Dacă vă mirați, usturoiul este unul dintre produsele care are profituri foarte mari la import. Adică gândiți-vă cât costă usturoiul, are volum mic, preț mare, e importat din China cu vagoanele și poate să aducă foarte mulți bani. Citez. Pe programul Tomata și programul Usturoiul se fură cel puțin 70% în frunte cu cei de la Direcția Agricolă. Comisiile când vin nu măsoară corect. Mulți nici nu plantează usturoi, doar încasează această sumă de 3000 de euro. Acestea sunt falsuri și cei de la Minister cred că știu despre ce este vorba, spune un astfel de agricultor intervievat de RTV. Altul, care a încasat ajutor de stat, a spus că nu are usturoi nici pentru mâncare. Deci a luat banii, dar el n-a făcut. RTV a mai descoperit că la controlele Direcției Agricole Județene, două comisii au venit cu informații complet contradictorii. Una nu a găsit nimic, iar alta a trecut în documente, citez, tone de usturoi. Și uite aici, ca să... Ăsta e momentul în care pe mine mă apucă disperarea. Adică dacă întrebi la țară, dacă te duci la țară, în mediul rural, unde se trăiește greu în continuare în țara noastră, sărăcia care mai este în România e concentrată în mediul rural, fără nicio discuție. Și dacă te duci la țară și vorbești cu oamenii și îi întrebi, dar de ce nu cultivați legume? Îți spun, nu mai are cine, suntem bătrâni, sau cei care sunt în putere spun, păi, nu avem bani să susținem producția. Producția costă, trebuie să investești. Nu avem bani să susținem producția. Iar uite că le dă statul totuși, cumva nici așa nu e bine. Adică, nu vreau să acuz pe nimeni, dar, știi, uneori, băi, parcă nu mai poți găsi nicio scuză. Adică atunci când nu sunt bani, înțeleg, dar când sunt bani, se fură. Ce scuză să mai găsești pentru asta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.